Alo! Salut, bă, ce faci? Bine, uite, pe acasă. Da, în fine, nu contează. Ia spune-mi... Cam cât bani ai tu în casă în momentul ăsta? Toți? Cred că vreo 5.000 de euro, nu știu. Puțin tare. Mergi frumos la mătușa Varvara, că am vorbit cu ea să ne împrumute banii din mormântare, care vreo 5.000 de euro puși deoparte în caz că moare. Mergi, iei de la ea, că am vorbit eu, și mi-aduci mie aici la Peco, te aștept la Peco. Poftim? Păi de ce? Păi să-ți cumpești benzina, să faci mâini pomii 12, 13, 14 lei kilo și te-ți cumpărăm acum cât mai e posibil. Ce mă? De unde ai auzit? Am eu sursele mele, dar asta nu contează. Du-te repede, că mai am puțin de stat la coadă, mai am maxim 6-7 ore și după aia intru. Hai repede, mișcă-te. Stai, ce? Tu vrei să cumperi benzină 20.000 de euro? Ei, cumpăr de 20.000 de euro, ești nebun. Am mai împrumutat de la Alex încă 20.000 de euro. Cât? Cum să împrumut așa mult? Păi da, el poate să împrumute, că are mașină electrică, nu contează la el. Boss, ești nebun, cum să cumperi benzină de 40.000 de euro? Păi nu cumpăr de 40. Alo? Am făcut și credit la bancă. Mi-a dat banca încă 100.000 de euro, se numește primul plin. Și poți să alimentezi la ce pompă vrei tu. Boss, ai luat o razna, ce faci mă cu atâta benzină, unde o pui? Ei, unde? Am mai împrumutat de la Provident niște bani și am cumpărat vreo 20 de rezervoare de câte 1.000 de chili. Am închiriat o hală și o casă mare cu piscină în afara orașului, de vreo 5 hectare. Ca să avem acolo loc. Păi omule, e nebunit? Păi da cu ciocari. Păi simplu, am cumpărat și un camion, că în felul ăsta ai cu ce slicare și faci economii. Ce economii, mă? Te bagi în datorii ca să bagi benzină, ești nebun la cap? Cum ce economii? Păi când să faci 20 de lei kilo de benzină și noi îl vinde cu 15 lei, nu facem bani? Băi, omule, dar unde pui atâta benzină? Mă, chiar mă gândeam să golez la migenii de vin, să pun benzină în ele și după aia să le îngrop în pământ ca vinul, dar nu merge. Boss, eu cred că a luat-o puțin razna, zic drept. Băi, nu eu, prețurile au luat-o razna, dar asta e altă treabă. Eu, deci ce înțeleg eu că tu ai împrumutat mai mult de 100.000 de euro ca să bagi benzină? Băi, 100.000 de euro de la bancă, dar plus Provident, plus astea, alte, vreo jumătate de milion. Când eu mai trebuit încă vreo 80.000 să cumpăr al doilea camion, că am mai cumpărat încă vreo 100 de tomberoane de astea mari ca să le umplu și pe alea. Dar na, o trebuie să vând casa așa. Așa că îmi fac bagajul de acum o perioadă dorm în hală. O să-i vându casa. Oricum prietena spunea că vrea să mute. Da, boss, dar probabil vrea să mute în altă casă, nu pe stradă. Păi nu în stradă, că am cumpărat casa aia mare cu piscină. Păi dormiți acolo? Nu mă, noi dormim în hală, în casă ținem benzina. Păi și atunci la ce dracu mi-ai cumpărat mă casa cu piscină? Păi tu îți dai seama câte benzină încap într-o piscină de aia olimpică? Băi, dar ce faci cu atâta benzină, că nu înțeleg că e absurd. Păi cum ce facem? Avem două camioane acum, îți dai seama că alea consumă mult. Deci tu rămâi boschetar ca să-ți cumperi benzină? Lasă-mă, ca să mai găsim noi, dar benzină la 8 lei litru unde mai găsești? Poți, vezi că m-am uitat pe cotațiile piețelor exterioare și arată că s-o cam ieftinit cu 17%. Chiar dacă nu s-o ieftinit, merită tot efortul ăsta? Băi, ascultă-mă să-ți cumperi, că m-am informat eu din surse sigure. Surse sigure, adică autorități? Nu, adică WhatsApp. Bă, deci tu ai vândut casa, te-ai împrumutat cu atâția bani doar pentru că ai primit un mesaj pe WhatsApp? Boss, îți spun sincer, mai înfricoșător și decât războiul și decât scumpirile e prostia umană.